Salutare, prieteni parior! V-am pregătit încă 11 bilete adunate de prin grupurile de pariuri sportive de la cei mai buni pariori, însă până una alta începem cu un bilet de la mine. Seria o aveți aici în fața ochilor. 5, 5, 5, 6, liniuță, J, 5, A, 6, U, 0. Este un bilet cotă 700, începe pe 29 august, adică aveți timp suficient. Și aici pe evenimente, cotă 718. Continuăm cu un bilet de la Adrian Paraschivan în colaborare cu mai mulți pariori căruia îi inspiră lui încredere. I-am dat și eu un pronostic aici, așa arată acest bilet. Cu 10 lei, eventual câștig 1300 de lei. Strategia două goluri în prima repriză, strategia mea. Începe azi la ora 17, da, l-am pus odată la întreg și odată la sistem, doar 10 din 12 meciuri se desfășoară azi. Continuăm cu un bilet de la Paraschivan, la Betano, acest bilet al său, destul de lung ca de obicei, așa cumva obișnuit. Câștig posibil 135.887, miză 111 lei. Revenim cu două bilete de la Ciprian Valentin, se văd destul de clar codurile în stânga sus, haideți să vedem și predicțiile sale de pe bilet. Cot 151, primul bilet, vedem și al doilea bilet tot de la el, serie bilet 1526, liniuză F79, VSB. Aveți și aici timp suficient să pariați acest bilet. Scoateți ceea ce nu vă inspiră încredere, cotă 149. Continuăm cu două bilete, cotă foarte, foarte mare de la Gheorghe Mihai, cotă 3519 la Superbet și cotă 2166 la aceeași agenție Superbet. Adrian Azarcu nu putea lipsi, vine și el cu trei bilete, cotă 220, cotă 223 și cotă 204 la Superbet. Adrian Ilie, biletul său cu gol în prima repriză, cotă aproape 500, miza va aparține fiecăruia. Nu uitați că am postat deja cele trei strategii în clipul precedent și este gata și decalogul pariorului. Îl găsiți în linkurile precedente, în clipurile